vedere Raul, benedetto sul finale a queste minunate sărbători, nașterea Domnului, va recita poezia Copilule Coxenin. Copilule Coxenin, copilule Coxenin, tu vii din nobil te străin, în peșteră, pe paie reci, tu iarăși ca puții la pești. Dar astăzi magii nu mai e și nici costos să-ți cântești. Copilule Coxenin, tu vii străin printre străini, la steaua care a răsărit, pe magii a călăuzit, ne luminează astăzi din peștera din Biflaim. Copil iubit cu chipul plân, te naști și astăzi ca oricând, de mii de ani copil sărman, tu vii în lume an de an. Și tu, Iisuse, ai venit, pe cruce sus te-au răstignit, mureau pe cruce între hoți, copilul e lovit de toți. Dar tu să știi, copile bun, că acum e postul lui Crăciun, noi nașterea ta o cinstim și prin colinde o vestim. În continuare, elevatul de anul Florina va recita poezia Baba Iarnă intră în sat. Baba iarnă intră în sat, de Otilia Cazimir. Alergând ca de năpasta, au venit puluc pe coastă, doi băieți maiesteți, să dea veste la neveste, că au văzut în deal la stână, coborând din vârf de munte, peste ape fără punte, iarna sură și bătrână. Mai târziu, mai penserat, a intrat și baba în sat. Uită în capul podului, în văzul norodului, pe un butuc de lemn uscat, cu cojoc de căpătat, cu năframă de furat, cu catrința de aba, vântul să strecol prin ea și cu un suflă împumnire, scoate pâcla pe poteș, iar pe fund de voi de stramă, neguri vine de scamă. Și-au ieșit băieții mici, mici și mulți și desculți și câțiva mai măricei, cu biciu și cu nuiele și cu prăștii subțirele, să aluge de pe aici Iana cea cu mândurele. Doamna genului bătrâna s-a sculat de la pământ și înălțând spre cer română ca o cumpănă uscată de fântână. A pornit în jos pe vânt, împrunzată peste mânt și a lăsat în urma ei promuroacă și pole, pe o goare corp și cioare, prin păduri, lupi, suri și de-a lungul drumului, numai scama fumului. Va spune o poveste despre seara de ajun. Seara de ajun. Azi copiii cu minciori, parcă niște sfințișori. Ați ghicit sau să vă spun, este seara de ajun. Camoșul să mă uimite, să le aducă daruri multe, toți sunt foarte liniștiți, parcă nu-s copii. Priviți, mami, cineva la ușă, poate este vreo mătușă. Mătușă cu barbă în roșu, frățiori, a venit moșul. Colega noastră, Tudor Helen, va recita poezia în seara de Crăciun. În seara de Crăciun, de Otilia Casimir, afară minge liniștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama sunt de mult uitară în jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine să se culce când mama spune de Iisus cu glasul rar și dulce? Cum s-a născut Hristos în frig, în iesirea cea săracă, un băul peste el sufla căldură ca să-i facă. Cum au venit la iesirea lui păstorii de la stână, în îngerii cântând din cer cu flori de măr în mână. Voina Alexandru ne va colinda recitând poezia În ajun. În ajun, ce trăiește de zăpadă și ce viscole afară și când crește neatasă, moșul mai poate să iasă. Nu te îngrijă la copilă, moșul sigură să vină, are rena să nioară și prin văzduc eu de zboară. Uite, moșul intră în casă, neaua-i prins pe barba deasă, este vesel și vioi, bine ai venit la noi! Minunate sunt aceste zile din preajma sărbătorilor de iarnă, de aceea ne vom bucura în continuare de zvonul urătorilor clase a doua, care vor interpreta colinde, colinde, pe versurile marelui nostru poet Mihai Eminescu.
acum de colegele noastre din clasa a doua. Thank you.